Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara a semnat recent contractul de finanțare pentru implementarea proiectului Servicii Integrate pentru Comunitatea Marginalizată din municipiul Hunedoara. Valoarea contractului este de 900.000 de euro, iar cota de cofinanțare este de 2%. Ne bucurăm să vă anunțăm de o mare realizare a noastră pe timpul pandemiei. Am muncit și am depus și proiecte. Avem un proiect aprobat de în valoare de 900.000 de euro cu o contribuție de 45.000 de euro. Suntem fericiți câștigători al acestui proiect, de fapt nu noi AJFM Hunedoara, ci beneficiarii, cei 720 de persoane aflați în grupul țintă din municipiul Hunedoara, respectiv din 9 zone care au un risc mare de sărăcie și un risc de a pierde loc, care nu au locuri de muncă în acest moment. Proiectul este unul complex, cu adresabilitate inclusiv și pentru etnia romă și cuprinde, printre altele, asigurarea de servicii medicale și sociale, dar și cursuri de calificare și inițiere în antreprenoriat, existând și un fond de premiere pentru cele mai bune rezultate obținute în urma acestora. Proiectul a fost lansat prin intermediul GAL Corvinia Hunedoara și are ca scop atragerea unei finanțări pentru furnizarea sprijinului necesar comunităților marginalizate, așa cum vă spuneam, din municipiul Hunedoara. Avem în grup țintă și persoane de etnie romă. Ne propunem ca acestor 720 de persoane să le acordăm servicii de informare, mediere, consiliere, cursuri de formare profesională. Vom acorda servicii integrate împreună cu partenerii noștri. Se va înființa un centru de zi pentru persoanele adulte, unde tot așa vor primi diverse servicii, inclusiv servicii medicale, și vom avea cursuri de antreprenoriat, care la final vom premia două persoane a căror planuri de afaceri vor fi cele mai bune. Proiectul vine într-un moment oportun, întrucât în evidențele AJFM Hunedoara s-a înregistrat pentru februarie 2021 o creștere a ratei șomajului, prima după 7 luni de scădere.